Bine v-am regăsit! În seria Lumea nu este cum crezi, vorbesc despre idei, concepții, presupuneri care au o largă răspândire, dar nu sunt adevărate sau sunt măcar discutabile. E vorba despre lucruri la care se face de multe ori referire, începând cam așa. După cum știm cu toții, atenție, v-am mai spus acest lucru, când auziți așa ceva, de multe ori urmează o minciună. Deoarece acest canal este despre fizică, logică și știință în general și deoarece mulți sunt de părere că există contradicții între știință și ideea de Dumnezeu, am publicat un videoclip cu titlul Știință și credință, în care am încercat să demonstrez că nu există astfel de contradicții decât dacă luăm ad literam textul unei cărți. În cazul nostru, al creștinilor, Biblia, în cazul altora, Coranul, Talmudul, Vedele și așa mai departe. Cred că e clar pentru toată lumea că nu pot avea toate dreptate, deoarece există contradicții între ele. Bineînțeles că le putem interpreta în așa fel încât să nu mai existe contradicții, dar cei care propun acest lucru nu fac decât să recunoască faptul că aceste texte nu trebuie luate ad literam. Într-un film american foarte vechi, dar foarte bun, cu titlul original Inherit the Wind, tradus în limba română cu Procesul maimuțelor, avocatul apărării, jucat de Spencer Tracy, demonstrează că nu tot ceea ce conține textul biblic are sens, este rațional sau adevărat. Și mai spune avocatul, jucat de Spencer Tracy, The Bible is a book. It's a good book, but it is not the only book. Biblia e o carte, e o carte bună, dar nu e singura. Dacă n-ați văzut acest film, vi-l recomand cu căldură, deoarece demonstrează logic că credința nu trebuie să fie habotnică, fanatică. În materialul de azi vreau să arăt un efect al modului rigid de gândire atunci când vine vorba despre credință. De multe ori din exces de zel, crezând că apără credința, mulți spun lucruri care vin în contradicție din punct de vedere logic cu însăși ideea de Dumnezeu. Deci nu va fi vorba azi despre argumentele pe care oamenii le-au găsit de-a lungul timpului în favoarea existenței lui Dumnezeu. Sunt sigur că ați auzit că există argumente ontologice, cosmologice, chiar și de logică formală pentru existența lui Dumnezeu. Poate voi vorbi despre asta cu altă ocazie. Dar azi vreau să arăt că cei care în numele credinței refuză să gândească și să recunoască evidențele sunt de fapt mai puțin credincioși decât cred. Veți vedea că se întâmplă de multe ori ceva asemănător din punct de vedere logic cu bancul în care pesimistul spune mai rău nu se poate. Iar optimistul îi răspunde, ba da, cum să nu se poată? Adică, tot așa cum optimismul orb devine pesimism, credința orbă devine necredință. Probabil cel mai frecvent apare o situație asemănătoare cu cea despre care tocmai am vorbit, atunci când vine vorba despre apariția vieții. În legătură cu acest subiect, știința spune cinstit, nu știm cum a apărut viața, dar avem câteva ipoteze și timpul ne va arăta care dintre ele este cea corectă sau, dacă toate se vor dovedi incorrecte, vom găsi-o până la urmă pe cea corectă. Are oare știința motive să creadă acest lucru? Da, are sute de motive, pentru că s-a întâmplat deja de sute de ori ca lucruri aparent de neînțeles pentru mintea umană să fie până la urmă înțelese. Așa s-a întâmplat de pildă cu mișcarea planetelor, care a fost mii și mii de ani o enigmă, dar care până la urmă a fost înțeleasă cu ajutorul unor oameni cu minți extraordinare, cum ar fi Galilei, Copernic, Kepler, Newton și alții. Așa s-a întâmplat și cu energia stelelor, care a apărut de neînțeles atâta timp, dar odată cu înțelegerea nucleului atomic, a radioactivității și a reacțiilor nucleare, prin eforturile unor cercetători ca Marie și Pierre Curie, Becquerel, Chadwick, Rutherford, Fermi și alții, am înțeles ce se întâmplă în nucleul stelelor și de unde vine energia pe care ele o pot radia miliarde de ani în spațiu.
Se mai pot da, așa cum am spus, sute de astfel de exemple. De aceea avem toate motivele să sperăm că până la urmă vom înțelege și cum a apărut viața, așa cum am înțeles atâtea lucruri care păreau de neînțeles. Cei care spun, nu veți înțelege niciodată cum a apărut viața, este peste puterea oamenilor de a înțelege acest lucru. Numai Dumnezeu poate înțelege și realiza așa ceva. Ar fi bine să știe că atitudinea lor nu e nici originală și nici nouă. Exact același lucru s-a petrecut cu fiecare descoperire importantă a științei. De fiecare dată unii au spus, nu veți putea înțelege niciodată acest lucru, este peste puterea minții omului, doar Dumnezeu poate înțelege astfel de lucruri. De pildă, așa s-a spus despre mecanica cerească, iar unii au fost chiar arși pe rug pentru că au îndrăznit să creadă că putem să ne folosim mintea ca să înțelegem ce se întâmplă în ceruri. Dar să revenim la ceea ce consider eu este lipsit de logică. Oamenii de știință cred că legile Universului sunt de așa natură încât mai devreme sau mai târziu, undeva, probabil în mai multe locuri, pentru că Universul este înspăimântător de mare, apare viața. Așa e, acest Univers duce la apariția vieții. Eu nu văd nimic ilogic în această presupunere. Dar acum vă pun trei întrebări. Prima, credeți că Dumnezeu este atotputernic? A doua, credeți că Dumnezeu a creat Universul? A treia, credeți că viața nu poate apărea de la sine în acest Univers, că trebuie să intervină Dumnezeu pentru asta? Dacă ați răspuns da la toate trei întrebările, aveți o concepție ilogică despre Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este atotputernic, El poate să creeze un univers în care să apară viața. Este lipsit de logică să crezi că Dumnezeu este atotputernic, dar nu poate să creeze un univers în care să apară viața. Aș putea să parafrazez bancul cu pesimistul și optimistul, spunând cam așa. Omul de știință spune, Dumnezeu poate să creeze un univers în care să apară viața. Iar credinciosul fanatic răspunde, nu, nu poate. Oarecare dintre cei doi are o mai mare încredere în puterea lui Dumnezeu? Aceeași lipsă de logică apare chiar și atunci când nu mai vorbim despre presupuneri, ci despre lucruri dovedite prin mii și mii de observații și studii, cum ar fi evoluția. Evoluția este dovedită de studiul fosilelor, de anatomia comparată, de embriologie, de studii genetice, de răspândirea geografică a speciilor, de mutațiile genetice care au intervenit în ultimele mii de ani în lumea vie și chiar de experimente. De aceea omul de știință spune din nou că legile Universului sunt de așa natură încât duc la fenomenul de evoluție. Iar cei care spun că așa ceva este imposibil, fac aceeași greșeală de logică despre care vorbim. Pentru că dacă Dumnezeu este atotputernic, El poate crea un univers în care să existe evoluție. Nu e evoluția mai spectaculoasă decât povestea cu Adam și Eva? Și nu există mai multe dovezi pentru evoluție decât pentru povestea cu Adam și Eva? În final, vă mai dau un exemplu. Se spune, Universul nu putea să apară din nimic. De ce? Dacă Dumnezeu este atotputernic. Dacă este atotputernic, poate să facă un univers din nimic. Poate să facă și 2 și 999, oricâte. Mai ales că azi știm că nimicul e altceva decât credeam cândva și că energia totală a Universului s-ar putea să fie zero. Sper că v-am convins că renunțarea la logică, la rațiune, la știință, refuzul de a accepta evidența, nu sprijină nici credința și nici ideea de Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă renunțăm la rațiune și știință, nu facem decât să repetăm mereu și mereu aceeași greșeală. Să ne îndoim de capacitatea miraculoasă a legilor Universului, să nu vrem să acceptăm faptul că Universul în care trăim este fantastic, este mult mai spectaculos și plin de surprize decât credem.
Werner Heisenberg, unul dintre părinții mecanicii cuantice, a spus cam așa: universul nu este doar mai ciudat decât credem, este mai ciudat decât orice ne putem imagina. Nu sunt aceste cuvinte mai respectoase cu ideea atotputerniciei lui Dumnezeu decât viața nu poate să apară de la sine în acest univers, sau evoluția este imposibilă, sau universul nu poate să apară din nimic, și altele de același fel. Universul în care trăim este miraculos și viața poate să apară de la sine, iar rațiunea ne arată că evoluția există și că nici nu știm cele mai extraordinare lucruri despre acest univers. Urmează abia să le descoperim. Universul poate să fie și este mai presus de capacitatea noastră de a ne imagina și cred că nu doar putem să-l înțelegem, avem datoria să încercăm să-l înțelegem, pentru că avem darul suprem, avem rațiune. De aceea voi încheia parafrazându-l pe Galileo Galilei: dacă sunteți de părere că Dumnezeu ne-a dat rațiune, dar nu vrea să o folosim, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!